numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cântați Domnului un cântec nou. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Strălucirea și mărăția sunt înaintea feței sale. Tăria și frumusețea sunt în lăcașul său sfânt. Lăudat să fie Iisus Hristos. Bine voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și biscredincioși, suntem în duminica a treia de peste an. În mijlocul săptămânii de rugăciuni pentru unitatea bisericilor, suntem invitați astăzi să-L ascultăm pe Iisus care ne cheamă la convertire. Cu aceasta a început El misiunea Sa. Ne cheamă să-L urmăm, să formăm cu El un adevărat popor al lui Dumnezeu, o biserică. Așa ne bucurăm astăzi ca să ne unim cu toți cei care într-o formă sau alta se adună pentru a se ruga ca Dumnezeu să ne dea darul unității, ne unim și noi și aducem rugăciunile noastre, ascultând lecturile sfinte, invitația lui Iisus ca să facem pocăință, că să auzim din nou rugăciunea lui Iisus ca tot să fie una. Vom asculta și predica Părintelui Diacon și apelul pe care Părintele Decan Ștefan Lupu o va face pentru noi referitor la presa care trebuie să ne cheme mereu din sapiența la urma pe Hristos. Îi cerem iertare pentru toate păcatele ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Și aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Viața noastră după voința Ta, pentru ca în numele Fiului Tău prea iubit să ne vrednicim a fi mai bogați în fapte bune, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului Tău și dăruiește timpurilor noastre pacea și unitatea prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo veste pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât 3 zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat în sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor ce area, și a regretat răul pe care îl spusese că li-l va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Thank you.
Învață-mă, Doamne, cărările tale. Cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Călăuzește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Amintește-ți, Doamne, de îndurarea și de milostivirea Ta, pentru că ele sunt din veșnicie. Adu-ți aminte de mine în milostivirea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea El învață pe cei păcătoși calea. El îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu vă spun aceasta, timpul s-a scurtat. În rest, cei care au o femeie să fie ca și cum nu ar avea, cei care plâng ca și cum nu ar plânge, cei care se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei care cumpără ca și cum nu ar poseda, cei care se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, căci figura acestei lumi trece. Cuvântul Domnului. Și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie, spune Domnul. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În
În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând: S-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Trecând pe lângă Marea Galilei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. Iisus le-a spus: Veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni. Lăsând îndată năvoadele, l-a urmat. Și mergând puțin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, reparându-și năvoadele în barcă. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, s-a dus după el. Cuvântul Domnului! Preasfințite Petru, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, suntem în a treia duminică de peste an, iar Biserica ne propune din nou să medităm asupra prezenței reale a lui Hristos în mijlocul nostru și la efectele acestei prezențe. De asemenea, suntem și în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor și am putea să ne punem întrebarea: ce pot face eu ca simplu creștin pentru această unitate? Și aș dori să încep cu un exemplu. Poate vă mai aduceți aminte de zilele când Papa Ioan Paul al II-lea a fost în România, 7-9 mai 1999. Unii poate ați fost acolo, alții ați vizionat evenimentul de la televizor. Titlurile ziarelor scriau așa: Urmașul Sfântului Apostol Petru, Papa Ioan Paul al II-lea, în vizită la urmașul Sfântului Apostol Andrei, Preafericitul Teoctist. Ce frumoasă întâlnire între doi frați care au lăsat certurile și disputele în urmă și s-au îmbrățișat ca acum 2000 de ani. Această imagine am putut să o extragem din Evanghelia pe care am ascultat-o duminica trecută. Andrei, atunci când l-a întâlnit pe Iisus, primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la fratele său Petru și să-i spună: L-am găsit pe Mesia. Așadar, încă de la începutul credinței noastre, există un impuls evanghelic care ne face să împărtășim bucuria și binecuvântarea pe care o resimțim în urma întâlnirii cu Hristos. Nu o putem ține doar pentru noi înșine. Așadar, cei doi frați, cu toate că erau diferiți, au ajuns să-L urmeze pe același Hristos, pe același Hristos pe care îl urmăm și noi, catolicii, dar și frații noștri ortodoxi. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, cu toate că a fost scrisă acum 2000 de ani, este valabilă, este actuală și în zilele noastre. Ne transmite mesajul unității dintre frați pe care noi, credincioșii mileniului al treilea, suntem îndemnați să-l punem în practică. Nu e de mirare că strigătul mulțimii de la București din 1999 a fost unitate, unitate, unitate. Toți oamenii au lăsat în urmă ceea ce îi despărțea și au pus în prim plan ceea ce îi unește. Astfel, Biserica lui Hristos a putut respira din nou prin cei doi plămâni ai săi, atât cel oriental cât și cel occidental. Am putea spune că România a fost un exemplu pentru întreaga lume, pentru că anul 1999 a reprezentat anul când suveranul pontif a vizitat pentru prima oară o țară majoritar ortodoxă. Din păcate, ecourile acestei vizite istorice nu se mai aud. Dar ce ne oprește pe noi, credincioșii din această catedrală, să facem să răsune din nou sunetul acelei mulțimi? Și practica cea mai la îndemână astăzi este să participăm la rugăciunea pentru unitatea creștinilor, azi fiind în parohia Sfântul Anton de Padova, de aici din Iași. Așadar, rugăciunea pe care o facem, să încercăm să nu o facem formal, adică am mai bifat câteva rugăciuni pentru unitatea creștinilor. Nu, ci să o facem cu credința și speranța că într-o zi va fi o singură turmă și un singur păstor, așa cum se ruga Iisus. Cu toată încrederea
în rugăciunea noastră, ne alăturăm rugăciunii lui Iisus, iar El, ca un dirijor iscusit, va îndrepta rugăciunea către Tatăl. Dar apare lâncezeala, oboseala, plictiseala și neîncrederea în propriile noastre puteri scade. Mai putem veni cu obiecția că apostolii erau aproape de Iisus, era prezent în mod fizic lângă ei și le vorbea, le îi învăța și de aceea aveau o mai mare credință. Dar să presupunem că Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru ca unul dintre noi. Ce ar însemna aceasta? Iată o scurtă istorioară ce ne vorbește despre enormul impact pe care îl poate avea conștientizarea prezenței lui Iisus, atât la nivel individual, cât și la nivel comunitar. O anumită mănăstire s-a trezit la un moment dat că parcurgea un moment de criză. Unii călugări plecaseră, niciun novice nu li se mai alăturaseră de mulți ani, iar oamenii nu mai veneau la mănăstire ca să se roage sau să ceară sfaturi. Puținii călugări rămași erau tot mai bătrâni, deprimați și nu se mai înțelegeau unii cu alții. Abatele mănăstirii a auzit despre un sfânt, un eremit, care locuia singur prin păduri. S-a decis să-i ceară sfatul. L-a găsit și a spus eremitului despre cum mănăstirea sa se stingea, cum devenea tot mai mult un schelet. Mai erau doar 7 călugări. Eremitul îi spusese că are un secret să-i împărtășească. Unul dintre călugării care trăiește în acea mănăstire este de fapt Mesia, dar trăiește astfel încât nimeni să nu îl recunoască. Cu acest șocant secret, abatele se întoarce în mănăstire, îi convoacă pe călugări și le spuse ce aflase de la eremit. Călugării bătrâni se uitară neîncrezători unii la alții, încercând să discearnă care dintre ei ar putea fi Hristos. Să fie oare fratele Ioan, cel care se roagă tot timpul? Totuși nu, că se comportă parcă ar fi farizeu. Să fie atunci fratele Iosif, care mereu este gata să te ajute, dar el mănâncă și bea fără să țină post vreodată. Abatele le-a reamintit că Mesia poate să-și fie asumat unele comportamente neplăcute, tocmai ca o metodă de camuflare a identității sale. Aceasta i-a bagat și mai tare în ceață pe călugări, care nu reușeau cum să-și dea seama cine dintre ei este Hristos. La sfârșitul întâlnirii, călugării nu știau decât un singur lucru cert. Oricare dintre ceilalți putea fi Hristos, doar el nu. Din acea zi, călugării au început să se comporte unii cu alții cu mai mare respect și cu umilință, știind că cel cu care vorbește ar putea fi de fapt Hristos. Au început să se iubească mai mult între ei, viața le-a devenit mai fraternă, iar rugăciunea mai fierbinte. Încetul cu încetul, oamenii au sesizat viața nouă din mănăstire și au început să vină din nou pentru zilele de recolegere sau pentru îndemnuri în viața spirituală. Vestea despre viața profundă a acestei mănăstiri a început să se răspândească, așa că nu după mult timp au apărut candidații la călugărie. Și toate acestea doar pentru că un om al lui Dumnezeu le-a spus sau le-a atras atenția asupra unui adevăr. Hristos trăiește în mijlocul nostru ca unul dintre noi. Motivul pentru care evreii nu au recunoscut în Iisus pe Mesia era pentru că aveau idei preconcepute despre El. Se gândeau că ar fi trebuit să coboare din cer și cu puterea sa divină să distrugă toți dușmanii. Dar nu! El se naște dintr-o mamă și nu au reușit să îi recunoască mesianitatea sa, pentru că era prea banal, era prea neieșit din comun. Dar după 2000 de ani, noi suntem astăzi mai capabili de a-L vedea pe Hristos în bărbații și femeile de lângă noi, cu atitudinile lor, obiceiurile și înfățișările lor neimpresionante. Degeaba mă rog pentru unitate dacă nu am respect față de fratele meu care are o altă religie, dar care stă în același bloc cu mine sau pe aceeași stradă. Dacă fac fapte de caritate în funcție de persoana pe care o am în față, atunci nu mai pot fi numite fapte de caritate. Așadar, rugăciunea cea mai plăcută Domnului
este cea făcută împreună cu faptele bune, dar dezinteresat. Să-i cerem Sfintei Fecioare Maria să ne dobândească harul convertirii, așa cum ne-a cerut și Iisus astăzi în Evanghelie. Ea care medita toate cuvintele și evenimentele în inima ei, să ne ajute și pe noi să ne apropiem de Dumnezeu pentru a descoperi prezența Lui în evenimentele pe care le trăim și în oamenii pe care îi întâlnim. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria! Fraților preiubiți, în comuniune cu toți fiii bisericii noastre, alături de Sfântul Părinte Papa, Episcop și Preoț, și alături de toți frații și surorile noastre în credință, vrem astăzi să ne reînnoim atașamentul nostru și hotărârea noastră de a-L urma și mai ales de a-L urma rugăciune pentru ca toți să fie una. De aceea, cu umilință și credință, spunem din inimă, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, înainte de a împlini jertfa crucii, Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat ca toți să fie una, așa cum El și cu Tatăl una sunt. Să rugăm și noi astăzi, într-o inimă și într-un cuget, pentru unirea în credință a tuturor creștinilor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul iubirii și al păcii, binevoiește a tămădui biserica, trupul tău mistic, de rănile oricărei dezbinări. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a face ca toți ucenicii tăi să fie una, astfel ca unitatea noastră să dea mărturia adevărului și iubirii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ne da iubire și înțelegere față de frații despărțiți. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a întări în toți creștinii încrederea în învățătura și conducerea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ne ierta toate greșelile săvârșite împotriva unității și a bunei înțelegeri dintre oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în împărăția cerească
pe toți aceia care au murit cu credință în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Așa cum din spicele de grâu adunate de pe câmpii și din babele de struguri culese de pe dealuri, s-a făcut o singură pâine și un singur vin, care au fost aduse înaintea Ta, Părinte Ceresc. Tot astfel te rugăm să aduni biserica Ta din toate colțurile lumii și să o faci una în credință și iubire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunăvoință și sfințește darurile noastre, ca ele să devină pentru noi zvor de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumire și să-ți cântăm imn de mărire și de laudă. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, a cărei bunătate este nesfârșită, căci prin cuvântul Evangheliei Fiului Tău, din toate popoarele, limbile și națiunile, ai format o singură biserică
însuflețită de puterea Duhului Tău, prin care nu încetesea de un la oaltă pe toți oamenii. Ia face cunoscut testamentul iubirii tale, oferă fără încetare speranța fericită a împărăției și strălucește ca semn al fidelității tale, prin care ai promis pentru veșnicie de Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, te preamărim necontenit și noi pe pământ, spunând într-un sigur glas cu întreaga biserică: Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cina lui în pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatului. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înalțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și fericiți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să ai Dumnezeu, dar spune numai un cuvânt și se va ta mea doiesc.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, fă de rugăm ca noi, care am primit harul Tău dătător de viață, să fim întotdeauna mândri de darul primit prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă rog să luați loc. Mai întâi câteva anunțuri, după care vom da cuvântul părintelui Ștefan Lupu, care ne va vorbi despre publicațiile editurii Sapientia. Continuă, iubiți credincioși, Octava Mondială de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. În fiecare seară, la ora 17, programul este următorul. Astăzi, la Biserica Sfântul Anton de Padova, mâine la Mănăstirea Don Orione, marți la Surorile Sfânta Maria a Divinei Providențe, la Plopii Fără Soț, miercuri la Frații Școlilor Creștine, iar joi 25 ianuarie aici, în Catedrala noastră Sfânta Fecioară Maria Regină. Joi 25 ianuarie este amintită în calendarul nostru convertirea Sfântului Apostol Paul. Este totodată ziua în care se încheie această octavă mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Vă invităm pe cât mai mulți să vă alăturați la acest moment de rugăciune. Programul Sfințirii Caselor și Binecuvântării Familiilor s-a încheiat. Rămâne să vizităm și familiile care nu au avut posibilitatea să fie găsite în ziua programată. De aceea vă rugăm să ne contactați pentru a ne pune de acord asupra unui moment potrivit pentru rugăciunea de binecuvântare. Duminica viitoare vom fi în măsură să vă oferim și o statistică referitoare la comunitatea noastră parohială. Acele familii care nu au fost vizitate în ultimii 3 ani, considerăm că și-au schimbat adresa fără a ne anunța, și ca atare nu vor mai fi căutate în anii următori. În același timp, considerăm că nu mai avem nicio obligație oarecum față de ele, după cum nici aceste familii nu pot să mai aibă vreo pretenție din partea noastră ca oficiu parohial sau alte necesități pastorale. Vă mulțumim tuturor celor care v-ați achitat de obligația de a plăti Bisericii Simbria și celelalte datorii către dânsa după legi și obiceiuri, fie la momentul binecuvântării locuinței dumneavoastră, și mulțumim și celor care s-au achitat sau se vor achita de această datorie la biroul parohial. Vă dorim să aveți o duminică binecuvântată și o săptămână în care spiritul unității să pătrundă în familiile noastre, în comunitatea noastră, în sufletele noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite cucernici părinți, iubiți frați și surori, vă mulțumesc pentru ospitalitatea euharistică și culturală pe care mi-o oferiți în această duminică și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă transmit 2 gânduri. Mai întâi un gând care vine din partea seminarului, din partea conducerii seminarului, a seminariștilor, a surorilor care lucrează în seminar, a profesorilor, un gând de salut și de mulțumire pentru tot sprijinul pe care ni-l oferiți, prin ofertele pe care le faceți pentru seminar, dar și pentru rugăciunile pe care le înălțați pentru preoți și pentru viitorii preoți. Noi vă asigurăm din partea noastră de recunoștință și de faptul că zilnic celebrăm Sfânta Liturghie pentru binefăcătorii seminarului și între aceștia, cu siguranță, sunteți și dumneavoastră. Apoi, al doilea gând se referă la aceste publicații religioase pe care noi le tipărim cu gândul de a ajuta poporul lui Dumnezeu să trăiască mai bine credința în aceste timpuri prin care trecem. Și cu permisiunea dumneavoastră, doar câteva titluri mai recente, pentru că din această mulțime de informații pe care le avem în fiecare zi, s-ar putea să vă scape câteva titluri importante care ar putea să vă ajute. În primul rând, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost tradusă aici la Iași de Părintele Alois Bulai și de Părintele Eduard Patrașcu și care apare și într-o nouă ediție, mai ușoară, mai așa ușor de purtat, dar și de citit.
Apoi câteva cărți care sunt realizate de o echipă numită UCAT din Austria și Germania și care dorește să apropie noile generații de credință. Și atunci inclusiv aceste publicații vor să fie într-o grafică mai atrăgătoare, dar și conținutul să fie pe înțelesul lor, astfel încât citind aceste cărți să poată să înțeleagă mai bine, să nu consideră credința ca ceva departe de viața lor. Și aș dori să încep mai întâi cu U-Bible, care este Biblia pentru tineri. Sunt prezentate toate cele 73 de cărți ale Bibliei, dar au extras din fiecare carte textele mai importante, astfel încât cineva parcurgând această carte, de la un capăt la celălalt, să aibă o idee de ansamblu asupra Sfintei Scripturi, dar după aceea să poată să treacă și la Biblia întreagă. De asemenea, au realizat și un catehism al Bisericii Catolice pentru tineri, se numește chiar UCAT, și este prezentat foarte atrăgător, concret, cu legătură și cu catehismul mare al Bisericii, astfel încât cineva să poată să cunoască mai bine credința. Au realizat un ducat, din engleză, ce trebuie făcut, adică se referă la doctrina socială a Bisericii. Noi avem această celebrare liturgică, dar avem și trăirea socială în societate, în care trebuie să fim ca un ferment care să ducă valorile Evangheliei și în societate. Și aici tot la fel, sub formă de întrebare și răspuns, dar și cu multe alte explicații, cu o grafică deosebită, ne ajută să înțelegem mai bine cum ar trebui să trăim noi în calitate de creștini în această lume. Și apoi, o carte de rugăciuni pentru tineri, cu rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară, rugăciuni pentru diferite necesități, toate făcute cu același spirit, ca rugăciunea să devină într-adevăr respirația sau dialogul nostru cu Dumnezeu. Și apoi, o altă carte, iarăși foarte importantă, se numește Tweeting cu Dumnezeu. Este o altă formă de catehism, dar este interesant cum s-a născut această carte. Un grup de tineri din Olanda, care n-au cunoscut credința, doreau și simțeau această nevoie a credinței. S-au întâlnit cu un preot, Michel Remery, care i-a ajutat să descopere credința. Și atunci au zis, dacă noi am reușit să ajungem la credință și să ne bucurăm de darul credinței, oare n-am putea să-i ajutăm și pe alții care sunt în căutarea credinței? Și astfel au realizat această carte. În două pagini aveți răspunsul la o întrebare care privește credința, liturgia, morala, viața în general de credință a creștinilor. Iarăși are o grafică deosebită, este color, are imagini și foarte atrăgătoare pentru tineri. De aceea vă recomand cu multă căldură. Sigur că pe lângă aceste cărți, o să vedeți standul nostru de carte, la ieșirea din biserică, avem și din spiritualitate, avem din viețile sfinților, cărți de rugăciuni, tot ceea ce ar putea să vă ajute într-o trăire mai bună a credinței și chiar în transmiterea credinței la noile generații. De aceea eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, pentru timpul acordat și doresc să aveți în continuare o duminică binecuvântată. Îl însoțim mai departe pe Iisus în rugăciunea sa și așteptăm, așa cum mi-a spus părintele decan și parot, la programul care urmează, pentru a realiza rugăciunea lui Iisus, ca tot să fie una. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.